Bună ziua, dragi reprezentanți ai presii. Așa cum a fost menționat, de președintele partidului, domnul Plahotniuc, în ședința de la partid s-a discutat și câteva chestiuni politice legate de campania electorală, legate de alegeri și de referendum. Și aici aș vrea să fac câteva precizări și să dezvolt aceste subiecte. În primul rând, aș vrea să reiterez care este scopul referendumului în sine. Ideea este că vrem să ne consultăm cu cetățenii Republicii Moldova dacă este bine sau nu ca Parlamentul Republicii Moldova să aibă 61 de deputați în loc de 101, adică să reducem numărul deputaților, ca Parlamentul să fie mai eficient și mai puțin costisitor. Și a doua idee este ca deputații care au trădat interesele cetățenilor Republicii Moldova, care au trădat interesele celor care i-au ales, în mod special în circumscripții uninominale, să poată să le retragă mandatul, astfel revocându-i din funcția de deputat. Este stranie abordarea opoziției și în mod special a celor de la blocul acum, care acum vreo jumătate de an colectau semnături și susțineau întru totul că este o idee bună să avem mai puțin deputați. Acum însă, cei din blocul acum nu fac altceva decât cer cetățenilor să boicoteze referendumul și să nu participe la acest referendum consultativ. Adică să înțelegem până la urmă că iarăși a fost un fals ceea ce speculau și manipulau și că de fapt nu erau sinceri cei de la blocul acum cu cetățenii Republicii Moldova, să înțelegem că cei din blocul acum sunt împotriva ideii pe care o susțin aproape din datele noastre, din sondajele noastre, mai mult de 80% din populație susține ideea ca să avem un parlament mai mic ca număr de deputați și să existe posibilitatea de retragere a mandatului, să înțelegem că Maia Sandu și Andrei Năstase sunt împotriva acestei idei. Ce ține de revocarea mandatului de deputat sau retragerea deputaților celor care au trădat interesele alegătorilor. Vreau să vă readuc aminte că Partidul Democrat, atunci când a lansat campania de informare a cetățenilor Republicii Moldova privind schimbarea sistemului electoral, și atunci când noi promovam ideea ca să existe circumscripții uninominale, noi am lansat și ideea retragerii mandatelor deputaților care își trădează interesele alegătorilor. Atunci am fost acuzați de reprezentanții opoziției care fac parte acum din blocul acum, că vrem să impunem ceva fără să consultăm populația. Fără ca să consultăm cetățenii. Și acum că noi am venit să consultăm cetățenii în privința acestui subiect, cei din blocul acum, Maia Sandu și Năstase, nu fac altceva decât să ceară cetățenilor să nu participe la referendum și astfel să-l boicoteze. De asemenea, se aud voci din partea opoziției că partenerii noștri, în mod special partenerii noștri europeni, nu vor fi de acord și nu vor susține retragerea mandatelor de deputați. Vreau să spun că dacă după acest referendum va fi clar că ideea este susținută de cetățenii Republicii Moldova ca cei care trădează interesele alegătorilor să li se retragă mandatul, noi imediat vom începe consultări cu Comisia de la Veneția pentru a promova voința cetățenilor. Și în final, cu referire la acest subiect al referendumului, vreau să subliniez faptul că acest referendum este organizat în cadrul alegerilor parlamentare, deoarece costurile sunt mai mici. Și deoarece subiectele ridicate la referendum țin de parlament, și anume un parlament mai mic, un parlament mai eficient și mai mult ca atât, o reformă a parlamentului, ceea ce a fost promovat de Partidul Democrat începând de acum 3 ani de zile. Aș vrea totodată să mă refer și la unele chestiuni legate de alegerile parlamentare în general. Cu regret suntem martori
a unui proces foarte nociv care a fost lansat de liderii opoziției, și anume se încearcă să creeze impresia și percepția că aceste alegeri vor fi fraudate și că, de fapt, în final, ele nu trebuie recunoscute. Acest bloc, acum, pe care de altfel probabil n-ar trebui să ne reținem să-l redenumim altfel și poate ar fi cazul să-l redenumim un bloc al șomierilor, deoarece am văzut că sunt foarte mulți în acest bloc care n-au lucrat ani de zile, nu și-au căutat de lucru și probabil nu le place să muncească, iar acum vor foarte mulți dintre ei să se regăsească într-un parlament de 101 deputați, să aibă și salarii mai mari. Deci n-am să mă rețin a spune acest bloc al șomierilor. Este cel care acum promovează ideea și încearcă să creeze o percepție că alegerile parlamentare vor fi fraudate. Ei nu fac altceva decât să încerce de pe acum să-și caute scuze și să creeze această scuză a faptului că ei de fapt vor pierde alegerile și că de fapt sunt pierdanți și ei înțeleg acest lucru. Ei, după cum vedeți, la fiecare ocazie vorbesc despre faptul că guvernarea cu siguranță va frauda alegerile. Dar, de fapt, până în prezent, niciodată n-au fost aduse probe. Chiar în aceste momente, la București, are loc o masă rotundă, într-un hotel de lux, care este organizată de o fundație condusă de un fost consilier al domnului Roșca, unde participă liderii opoziției blocului șomerilor acum. Despre... Și se discută nu altceva decât de către acești reprezentanți ai opoziției în conferința de, în respectiva conferință cu genericul de la furtul miliardului la furtul alegerilor. Încă din start se vrea și există intenția de a crea această percepție. Ca să înțeleagă foarte bine și cetățeanul de rând ce înseamnă de fapt formarea acestei percepții și eventual nerecunoașterea alegerilor. Asta înseamnă că noi nu vom avea după alegeri o perioadă lungă de timp un guvern. Asta înseamnă că va fi haos. Asta înseamnă că după o perioadă foarte bună de 3 ani de zile de stabilitate politică și economică și creștere economică în care s-a reușit să construiască drumuri, să majoreze salarii și pensii, va urma o perioadă de haos în care va exista această instabilitate economică și nu că nu putem vorbi despre majorări de pensii sau de salarii, dar chiar poate nu vom putea plăti pensiile și salariile deoarece nu va exista un guvern. Vreau să subliniez faptul că autoritățile Republicii Moldova, cei care sunt implicați sau cele care sunt implicate în desfășurare, în organizarea și desfășurarea legilor, depun eforturi considerabile ca acestea să fie libere și corecte. Iar speculații, acuzații false, noi am mai auzit. Până acum s-a discutat și s-a speculat foarte mult că vor fi probleme la înregistrarea candidaților. Au mai rămas câteva zile când se finalizează etapa de înregistrare a candidaților și parcă n-au fost incidente sau n-au fost cazuri de neînregistrare a candidaților. S-a speculat și s-a acuzat fals faptul că autoritățile vor folosi certificatul de integritate ca o barieră sau ca un instrument de limitare a înregistrării candidaților. Lucru care nu s-a realizat. Acum chiar să plâng unii că au fost date certificatele de integritate, deși nu înțeleg și nu știu legislația că Autoritatea Națională de Integritate n-avea cum să nu dea să elibereze aceste certificate de integritate. La fel, acum se ridică tot felul de acuzații false și speculații în privința secțiilor de vot de peste hotare. Trebuie să înțeleagă și cetățeanul Republicii Moldova. Și trebuie să înțeleagă și cetățenii Republicii Moldova care locuiesc peste hotare. Că există o mare diferență de ceea ce a fost la precedentele alegeri față de situația actuală. Autoritățile au dublat numărul buletinilor de vot. Dacă la precedentele alegeri puteau potențial vota 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc peste hotare, deoarece existau cam 100 de secții de votare câte 3.000 de buletine, acum la ora actuală pot vota 600.000 de cetățeni.
a Republicii Moldova, deoarece sunt 125 de secții de votare și 5.000 de buletine special a fost modificată legislația și în această privință. Deci de la 300.000 potențial, în acest an, la alegerile parlamentare, pot vota potențial 600.000, dublând. Bineînțeles că Republica Moldova ar vrea să aibă în fiecare stat, în fiecare localitate, sau să aibă secții de vot în absolut toate comunitățile unde trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Dar trebuie să înțelegem că lucrul ăsta este imposibil, deoarece sunt sume astronomice de bani care trebuie alocați și eforturi chiar și umane sau administrative. Dar oricum deja s-a depus efort considerabil și credem că autoritățile au făcut tot posibilul ca să asigure cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc peste hotare să poată vota. În ultimul timp, în baza sondajelor care există, dar și discuțiilor și analizilor care există în Republica Moldova, se vede clar o tendință de creștere a Partidului Democrat din Moldova. Asta e și datorită faptului că ne îndeplinim cu adevărat promisiunile făcute în fața cetățenilor, dar și pentru reușitele care există în mai multe domenii de viață a cetățenilor. Orică vorbim despre pensii sau salarii, orică vorbim despre programul Prima Casă, orică vorbim despre drumuri bune, sunt rezultate. Și Partidul Democrat crește în opțiunile de alegere a cetățenilor. Partidul Democrat crește deoarece este capabil să muncească bine, deoarece este foarte bine organizat, foarte eficient și din acest punct de vedere credem noi că noi vom reuși și vom avea rezultate bune și la alegerile parlamentare. Iată de ce este interesul nostru, în primul rând, a Partidului Democrat, ca aceste alegeri să fie libere, corecte, ca să fie organizate bine și să fie recunoscute în final de toți jucătorii, atât pe interior cât și pe exterior, deoarece noi considerăm că noi vom obține un rezultat bun. Domnul președinte Plahotniuc acum a făcut un apel către toți concurenții electorali și toate partidele să aibă un comportament corect din punct de vedere a alegerilor, fără manipulări, fără acuzații false. Aș vrea să reiterez acest apel, deoarece alegerile sunt un exercițiu al democrației și nu este un război a emoțiilor negative. Și trebuie, mai ales opoziția care încearcă astăzi să creeze tot felul de percepții, să nu mai folosească mesaje de ură și comportament agresiv. Îmi pare foarte rău că doar Partidul Democrat și concurentul electoral Partidul Socialiștilor au subsemnat codul de conduită financiară sau de responsabilitate financiară care a fost lansat de Comisia Electorală Centrală. În timpul cel mai apropiat, în câteva zile, când se lansează campania electorală, Comisia Electorală Centrală, din câte înțelegem și din câte am fost informați, va propune concurenților electorali să fie semnat un cod de conduită a concurenților electorali. Sper foarte mult că toți concurenții să subsemneze acest cod și nu doar să-l semneze, dar și să îl urmeze ca atare și să aibă toți un comportament civilizat. Și în acest context aș vrea să mă adresez și autorităților Republicii Moldova, în mod special cele care sunt competente și legea le atribuie organizarea și desfășurarea alegerilor. Să o facă în baza legii, ținând cont de litera legii și foarte eficient. Să se implice absolut toți care au competențe în organizarea și desfășurarea acestor alegeri, ca acestea să fie într-adevăr corecte, libere, bine organizate, ca în final, pe data 24 sau 25 februarie, să tragem linia și să ne putem mândri că cetățenii Republicii Moldova liber și-au exprimat alegerea pe care au vrut-o. Mulțumesc foarte mult și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Oxana Bodnar, Publica TV. Întrucât astăzi au fost anunțate mai multe majorări și înțelegem că aceste proiecte urmează să fie votate de guvern și de parlament, ne spuneți, vă rog, când ar putea fi această ședință și în ce format, dacă va fi deschisă o nouă sesiune sau o ședință extraordinară? Potrivit legii, potrivit Constituției, sesiunea urmează să fie deschisă, sesiunea de primăvară-vară
una ordinar urmează să fie deschisă la începutul lunii februarie, iar prima ședință plenară va fi decisă de biroul permanent, pe care am să-l convoc săptămâna viitoare. Deci biroul permanent urmează să ia decizia când anume se organizează prima ședință a plenului, prima și probabil ultima, ca să nu dăm posibilitatea partidelor politice, indiferent că cele de la guvernare sau cele de la opoziție, să folosească tribuna Parlamentului pentru campania electorală. Dar în același timp, luând în considerare unele intenții politice sau tehnice pe care le are guvernul sau majoritatea parlamentară, urmează să organizăm o ședință a plenului, cel mai probabil în prima săptămână a lunii februarie. Aceste proiecte vor fi votate în a doua lectură deja de nouă componența Parlamentului. În ce măsură mizați pe susținere și care va fi soarta acestor proiecte în opinia dumneavoastră după alegeri? În primul rând, ele vor fi votate acum în prima lectură, fiindcă așa ne permite legea. Legea nu ne permite să le votăm în cea de-a doua lectură. Contează însă că ele sunt votate în prima lectură, deoarece intră în agenda Parlamentului și nu pot fi anulate pentru simplu motiv că mergem în alegeri parlamentare și va fi un alt parlament. Dar în același timp suntem siguri și vom face tot posibilul ca aceste proiecte care sunt lansate și astăzi sau atunci votate de Partidul Democrat să fie continuate și de viitorul Parlament, unde cu siguranță Partidul Democrat va avea un rol foarte decisiv și foarte important, fiindcă noi mizăm doar pe învingere și atunci victorioșii, noi, cu siguranță ne vom duce până la capăt intențiile pe care le-am declarat astăzi. Și dacă totuși va fi deschisă această nouă sesiune, vreau să vă întreb dacă se vor regăsi și alte proiecte, dacă reușiți să votați, cel puțin în prima lectură sau proiecte de hotărâri. Sunt proiecte care au fost elaborate de guvern și de colegi din Parlament, care pot fi votate în prima lectură. Într-adevăr, agenda va fi mai încărcată. Mai sunt și câteva numiri în baza unor concursuri care au fost desfășurate sau încă se desfășoară în Parlament. Deci, cu siguranță, acea primă și probabil ultimă zi a ședinței respective va fi foarte încărcată ca și agenda. Mulțumesc. Mihaela Tabarcea, ProTV Chișinău. Vreau să știu de ce faceți aceste promisiuni electorale înainte de începerea campaniei electorale propriu-zise. În primul rând, acestea nu sunt promisiuni electorale, dar nu sunt altceva decât îndeplinirea programului de guvernare și a promisiunilor care au fost făcute cetățenilor de Partidul Democrat atunci când s-a angajat în această guvernare care deja se desfășoară 3 ani de zile. Faptul că noi punem accent pe nevoile și necesitatea pensionarilor, faptul că noi vrem să aducem creștere în tot ceea ce înseamnă familii, copii și vrem ca familiile din Republica Moldova sau cetățenii Republicii Moldova să stea aici acasă, guvernul și Partidul Democrat care susține acest guvern a venit cu unele elemente în programul de guvernare și în politicile sale să găsească posibilitatea și soluții cum să menținem tinerii sau cum să dezvoltăm familiile în Republica Moldova. Și aici ține de, până acum doar noi am majorat indemnizațiile la nașterea copiilor. Nu-i nimic nou sub soare. Continuăm ceea ce ne-am asumat. Până acum noi doar am dat indemnizații sau ajutorul la căldură sau cel de sezonul rece anului. Nu facem nimic decât continuăm politicile pe care noi le-am elaborat cândva. Până acum noi doar veneam cu proiecte gen prima casă să încurajăm tinerii sau familiile să fie dezvoltate. Noi de 2 ani de zile în guvern elaborăm politici legate de încurajarea familiilor să aibă copii. Și mă bucur foarte mult că s-au găsit soluții economice ca să ne permitem să venim cu o chestiune care în multe țări există și în Republica Moldova niciodată n-a existat. Această indemnizație sau această plată lunară pentru fiecare copil până la vârsta de 18 ani. Polonia, România, Cehia, Germania au astfel de programe și noi am promis că noi vom veni cu astfel de idei și cu astfel de politici acum 3 ani de zile. Noi nu facem altceva decât ne îndeplinim promisiunile. Fiindcă alții au promis și n-au făcut, noi ne ținem de promisiuni și le îndeplinim. De aceea considerăm că acestea nu sunt cadouri electorale. Mai mult ca atât, ele sunt anunțate înainte de campania electorală și nu în timpul campaniei electorale și mai mult ca atât, nu sunt altceva decât o continuare a ceea ce noi deja am început să facem. Sunt prevăzuți bani în buget pentru ceea ce ați promis acum? Bineînțeles. Dar ați văzut vreodată că Partidul Democrat se promite ceva și să nu realizeze? Și nu are nicio legătură cu alegerile care vin, ceea ce ați declarat anterior.
Eu v-am răspuns la întrebarea. Și mai am o întrebare care am adresat-o și domnului Plahotniuc, dar nu mi-a răspuns. De ce ați structurat spoturile în așa fel încât ele să vă promoveze nu doar pentru referendum, dar și pentru parlamentare? Referendumul se referă, din câte am și menționat, la Parlament și la reforma parlamentară, adică scăderea numărului de deputați de la 101 la 61 și revocarea mandatului deputaților. Noi nu vorbim în referendum despre altceva decât despre Parlament și respectiv nu putem scoate din contextul alegerilor parlamentare însuși referendumul, fiindcă despre asta vrem să ne consultăm cu cetățenii. Este problema celorlalți concurenți electorali care nu vor să discute despre referendum, care nu cheamă decât la boicotarea acestei consultări cu cetățenii și nu fac altceva decât să-și încalce propriile promisiuni și să-și schimbe viziunea de la o zi la alta. Și v-am dat exemplu ce au făcut liderii blocului șomierilor acum, când acum jumătate de an, scuzați în repetarea, când acum jumătate de an colectau semnături pentru astfel de intenții, iar acum deja au și uitat ceea ce au promis oamenilor sau ceea ce vreau să facă. Și blocul electoral acum spunea că domnul Vlad Plahotniuc a transmis felicitări prin poștă oamenilor din întreaga țară și nu a declarat acești bani atunci. Felicitările, din câte știu, au fost expediate de Edelweiss. Dumnealui este fondatorul fundației Edelweiss. Vreau să reiterez ceea ce deja a fost foarte multe campanii de informare, că fundația Edelweiss pe parcursul acestor mulți ani de activitate a ajutat peste un milion sau peste cel puțin jumătate, eu am văzut cifre de cel puțin jumătate de milion de beneficiari, copii, oameni în vârstă, oameni cu nevoi. De aceea este o relație între fundația Edelweiss și a cetățeanului și a beneficiarului. Și nu trebuie încurcat cu elementele sau cu dimensiunea politică. Și organizația Promulex spunea că, de fapt, sunteți sprijiniți de unele persoane europene, să spunem așa, și, de fapt, nu ați avea dreptul să faceți asta. Cum care ați persoane europene, de exemplu? Trebuie să mă uit, sigur. Sigur, deci că nu cunoașteți. Nu cunoașteți. Eu n-am văzut nicio declarație a niciunui european. Apropo, am văzut declarații viceversa. Am văzut din partea unor politicieni din Europa și inclusiv ce se întâmplă astăzi la București, câteva persoane de o anumită notorietate, chiar dacă aș pune sub semn de întrebare în privința profesionalismului sau a integrității acelor persoane, dar de o anumită notorietate, promovează într-un hotel de lux de la București, denumit Hilton, doi lideri ai opoziției și, de fapt, nu fac altceva decât fac campanii și promovare. Probabil Cecu și colegii de la Promolex ar trebui să examineze cazul de astăzi, dacă nu cumva este interzis de lege ceea ce se întâmplă astăzi la București. Și în privința certificatului de integritate pe care l-a primit Elan Șor, ați spus că certificatul de integritate a fost pus special ca astfel de persoane să nu primească, să nu-l primească și să nu ajungă în Parlament. Eu am zis altceva, domnișoară. Eu am zis faptul că foarte mulți acuzau, și în mod special opoziția, că certificatele de integritate vor fi un instrument de barieră sau de piedică pentru înregistrarea candidaților. Ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece n-am văzut astăzi niciun caz când, sau cel puțin am văzut incidente grave, când candidații nu s-au putut înregistra datorită faptului că n-au primit certificatul de integritate. Toți care au dorit, potrivit legii, și-au primit certificatele de integritate. Și apropo, certificatele de integritate puteau fi obținute mult înainte de începerea campaniei sau pre-campaniei electorale, deoarece are o valabilitate de 3 luni de zile. Și cei care s-au gândit în perspectivă n-au stat la coadă în ultimul moment sau stau acum pe la coadă pe la ANIDA, au mers înainte de sărbători, frumușel, organizat, eficient. Eu pot să vă citez. Atunci dumneavoastră ați spus că certificatul de integritate a fost pus special ca astfel de persoane ca Elan Șor să nu ajungă să candideze la parlamentare. Certificatul de integritate este o dovadă a faptului a relației între Autoritatea Națională de Integritate și faptul că Autoritatea Națională de Integritate verifică sau poate verifica pe viitor cele declarate de subiectul acelui certificat de integritate. Și este o măsură, potrivit legii, foarte bună de prevenire a corupției. Cu ajutorul acestei relații, între, de exemplu, Andreea Candu și Autoritatea Națională de Integritate, există posibilitatea ca să învedeți astăzi
10 declarații care le-am făcut eu pe parcursul a 10 ani de zile, ultimii 10 ani de zile, în privința veniturilor și proprietăților pe care le am. Și astfel, cetățeanul, dar și voi, reprezentanții presii, puteți vedea ce a făcut Andrean Candu din politică, s-a îmbogățit sau nu. Și astfel se referă la absolut toți cei care urmează să candideze. Bine, și cum comentați dar faptul că o persoană care este condamnată de prima instanță a primit certificatul de integritate? Eu formulez în felul următor. Orice persoană are dreptul să candideze dacă legea sau instanța de judecată nu îi interzice. De cât înțeleg eu, nu există nicio decizie a ultimei instanțe, decizie definitivă și irrevocabilă, care să interzică unuia sau altuia să candideze. Altfel, dacă am face altfel, atunci ar fi un abuz și atunci am putea considera că aceste alegeri nu sunt libere, deoarece libertatea sau alegeri libere se caracterizează prin două elemente. Unu, că nu există bariere pentru oameni să candideze, adică să se înregistreze și să participe în campania electorală și să ajungă până la final. Și doi, să oferim condiții egale tuturor pentru ca oamenii să poată să aleagă. Și aici vorbim despre secții de votare de peste hotare, vorbim despre numărul buletinilor, vorbim despre dreptul la informare și altele. Și atât timp cât noi respectăm condițiile pe care le-am menționat, atunci vom avea alegeri libere și cel puțin libere, dar corecte deja presupune comportamentul nimejocit al concurenților. Păi și totuși, care a fost scopul introducerii acestor certificate de integritate? Eu v-aș recomanda să citiți legea și acolo să vedeți scopul. S-a discutat atât de mult despre pachetul ăsta de integritate, îmi pare foarte rău că noastre sau colegii de la ProTV nu v-au informat. Pentru că fiecare persoană a primit acest certificat de integritate și... Domnișoare, citiți legea. Nu insistați, citiți legea, dacă eu doar nu vă pot povesti toată legea aici acum în detaliu. Și au menirea sa. Citiți legea și veți înțelege. Nu puteți să ne spuneți. Noastră chiar insistați deja, puțin cam stupid deja pare insistența dumneavoastră. Citiți legea, domnișoară. Bine, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. Doamnă, vă rog, despre acest proiect cu alocații în valoare de 200 de lei pentru fiecare copil, dacă acest proiect va fi aplicat retroactiv, adică și pentru copii care au acum, de exemplu, 10 ani, sau doar pentru cei care se vor naște după aprobarea acestui proiect? Intenția este ca 200 de lei să primească familia pentru fiecare copil, indiferent de vârstă și indiferent la ce vârstă au astăzi, la ora actuală, până la vârsta de 18 ani. Adică se aplică și cel care s-a născut ieri, și celui care s-a născut 5 ani în urmă și 10 ani în urmă. Deci vorbim despre absolut toți copiii de la 0 până la 18 ani. Toți acești, pe fiecare copil, se va aloca 200 de lei care vor fi date familiilor. În așa fel încât să încurajăm și demografic Republica Moldova să crească și să avem chiar efectiv statul să-și îndeplinească ceea ce prevede și Constituția, grijă față de copil și grijă față de familie. Și cam cât a fost estimat costul acestui proiect, cel puțin pentru acesta? O să discutăm suplimentar în Parlament atunci când deja o să vină proiectul de lege, fiindcă încă sunt anumite estimări și nu vreau acum să greșesc în cifre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă nu sunt alte întrebări, vă doresc succese, o zi bună în continuare și ne revedem foarte curând. Vă mulțumesc mult!